Elita chimiștilor din România cuprinde de câțiva ani și un nume romașcan, Mara Ieșanu. Absolventa Colegiului Național Roman Vodă s-a remarcat încă din școala generală prin participările la concursurile școlare de matematică, fizică și chimie, prima olimpiadă națională la care s-a calificat fiind Olimpiada Națională de Fizică în clasa 7-a, de unde s-a întors cu o mențiune. În clasa 8-a s-a calificat la Olimpiadele Naționale de Fizică și Chimie, acest lucru întâmplându-se și în clasa 9-a. Mara s-a hotărât să se orienteze doar spre chimie, care a devenit o adevărată pasiune pentru ea. Formată de profesoara Crenguța Radu, Mara a avut ani foarte reușiți din punct de vedere al performanțelor obținute. În 2011, Mara a fost premiată la Olimpiada Națională de Chimie, fiind selectată în lotul național de chimie și obținând în luna iulie medalia de bronz la Olimpiada Pluridisciplinară din Federația Rusă. Pe lângă alte premii, Mara a primit și distincția Alianței Colegiilor Centenare din România. Datorită faptului că este o elevă olimpică, Mara știe cum să-și învingă emoțiile în timpul unui examen. Mara îi încurajează pe elevii romașcani să participe la cât mai multe concursuri școlare, fiind exemplul clar că la performanță se poate ajunge doar prin multă muncă. Acestea sunt motivele pentru care RomTV acordă Marei Ieșanu diploma de excelență și trofeul Gala Absolventului.